Salutare toată lumea și bine ați venit la al treilea episod din seria de Minecraft Planeta lui Max. Puteți să vedeți probabil că am schimbat shader-ul și am adăugat o textură, așa cum ați votat voi în episodul trecut. Peste 70% au zis că ar trebui să pun un texture pack și sincer, chiar e cea mai bună idee, pentru că dacă pun un shader mi se mișcă mai greu, se vede mai nașpa pe filmări, pentru că Minecraft e un joc foarte pretențios când vine vorba de filmat și cu textura asta arată totul perfect. Uitați-vă ce mișto arată armura pe mine, am stat ceva să caut textura asta, o să vă arăt acum cum se numește, în cazul în care vreți și voi textura, să nu mă mai întrebați pe viitor. Și am de gând să citesc câte două comentarii în fiecare clip de acum încolo și am de gând și să postez seria asta în fiecare zi, așa cum ați votat și voi în episodul trecut. Primul comentariu e de la Neluro, care mi-a zis că la minutul 21.56 este un templu și într-adevăr așa este, m-am uitat și eu în episod și am văzut, nu văzusem în episodul trecut, uitați-l aici, știu că mi-a zis mai mulți chestia asta în comentarii, doar că ăsta a fost primul comentariu pe care l-am văzut de la Neluro, i-am făcut print screen, l-am băgat în episod. Următorul comentariu e de la Sara's Vlogs, care mă întreabă cu ce filmez și zice că vrea să facă și ea Minecraft și nu știe cum să filmeze. Eu filmez cu OBS Studio, o să ai nevoie de niște setări destul de bune în cazul în care vrei să filmezi Minecraft cu OBS Studio. Poți să-l găsești gratis, nu trebuie să plătești nimic pentru el. În cazul în care vreți să vă apucați de YouTube, cred eu că e cel mai bun program pe care l-ați putea găsi. Bine, mai e și XSplit care e destul de bun, doar că OBS e gratis și face cam aceleași lucruri. Poate chiar mai mult. Mă rog, habar n-am, nu știu ce face XSplit-ul. Fraților, a rămas să explorăm acest templu pe care nu l-am văzut în episodul trecut, deși am trecut pe lângă el. Nu știu cum e posibil. Să-mi ziceți ce păi aveți despre textura asta. Nu știu, mie mi se pare o textură super mișto, arată super blană. Uitați-vă cum arată torța în mâna mea stângă. Nu știu, e prea mișto. Și uitați-vă ce mișto spargi blocuri. Îmi place tot la textura asta. Să-mi ziceți dacă vă place și vouă. Ok, am intrat aici. Nu știu dacă e o idee bună să intrăm așa YOLO, pentru că s-ar putea să fie capcane și chestii pe aici. Ok, hai să vedem. Nu, ok, e bine că n-am căzut în lavă sau ceva. De asta mi-e frică mie. Ok, hai să spargem asta. N-avem nevoie de niște... Ok, spargem și asta, pentru că probabil doar o să dea o săgeată în noi. Și am găsit două bucăți de iron, rotten flesh și saddle. Știu că schimbă Minecraft-ul destul de mult textura asta, doar că asta am și vrut. Adică n-am mai vrut să văd Minecraft-ul ăla clasic pe care l-am văzut în continuu până acum. Am vrut ceva diferit care să facă Minecraft-ul să arate mișto rău de tot. O să ne obișnim oricum cu textura asta, chiar dacă și eu în momentul de față nu sunt tocmai obișnuit. Am nevoie de ceva timp să mă obișnuiesc, dar sigur că o să mă obișnuiesc cu ea pentru că arată prea bine și îmi place foarte mult cum arată. Ok, hai să luăm toate aceste arrows. Hai să luăm și astea, de ce nu? Probabil o să avem mai încolo nevoie de ele, dispensere. Chiar sunt curios, nu știu, dacă nu vă place textura asta puteți să-mi spuneți și dacă foarte mulți zic că ar trebui să o schimb, probabil o să o schimb. Ok, apăsăm pe butoane. Sper doar să nu se deschidă o groapă pe aici și să cad în lavă. Ok, ce s-a deschis? Am auzit ceva că s-a deschis, dar n-am idee ce, sincer. Pe aici? Ok, nu, aparent pe aici nu e nimic. Oare mai e ceva în templu ăsta, în afară de chestia aia pe care am găsit-o? Ar trebui să fie. Mamă, văzusem ceva. Se aude ceva, dar nu-mi dau seama de unde. E foarte ciudat. Nu prea s-a obișnuit cu templurile astea. Unde se deschide o trapă, frate? Pot să o aud perfect, doar că nu pot să-mi dau seama unde e. Chiar nu știu. Ok, probabil o să plecăm din templul ăsta și o să ne întoarcem în cazul în care voi știți dacă e ceva aici. Puteți să-mi ziceți în comentarii, pentru că sincer să fiu... Au niște mobi. Bine, probabil se aude afară, pentru că e noapte în momentul ăsta. Ok, se activează mai multe lucruri, doar că nu pot să-mi dau seama ce. Oare ar trebui să sparg tot pe aici? Ia stai puțin, dacă spargem sub blocurile astea și încercăm să ne dăm seama. Oh, uite aici e un mare sistem, ești nebun? Ok, am nevoie de toate astea, de ce nu?
Din câte știu, se craftează destul de... aici e un chest, am găsit diamante în chestul din templu! Oh my god, cât noroc avem! Am luat achievement-ul de diamonds din al treilea episod. Ok, hai să luăm și astea, de ce nu? Cu cât mai multe chestii, cu atât mai bine. Și hai să plecăm din templul ăsta și uitați-vă și voi, am peste 200 de frame-uri acum și îmi place la nebunie cum se mișcă. Nu mi s-a mai mișcat Minecraft-ul cu shader atât de smooth niciodată. Și acum o să putem juca și mai bine pentru că mă pot concentra la maxim și pot să fac mișcări mai bruște. Uitați-vă cum arată zombie, frate. Și uitați-vă ce sunete au zombie. Textura asta e făcută de Spax și din câte am auzit, e unul dintre cei mai buni designeri când vine vorba de texture pack-uri. Și sincer se vede, au făcut o treabă super bună cu texture pack-ul ăsta. Uitați-vă cum arată creeper-ul. Nu știu, e foarte medievală textura. Pleacă de aici. N-ai ce căuta aici. Hai mă să mergem să-l batem. Uite cum arată scheletul, mamă. Cât de scary e. Îmi place la nebunie textura asta. Chiar dacă probabil nu o să vă placă din prima, sunt sigur că o să vă obișnuiți cu ea în cazul în care o să păstrăm. Uite cum arată zombiul, frate. Cum să nu-ți placă textura asta când arată în felul ăsta chestiile. O să mai aflăm pe parcurs cum arată restul. Hai să mâncăm niște carne și hai să ne întoarcem acum înapoi la casa noastră. Am nevoie de coordonate ca să-mi dau seama unde e casa. O să-mi schimb tastatura, am văzut că foarte mulți v-ați plâns în comentarii că se aude nașpa. O să o schimb foarte curând, deci nu vă faceți griji. Pentru că pregăteam oricum asta și îmi doream... Oh my god, ce s-a întâmplat la mine acasă? Oh nu! Ok, nu știu cum ar trebui să fac ca să dorm. O să pun niște torțe ca să nu se mai întâmple asta pe viitor. Pleacă de aici. Uite ce mișto e și apa, frate. Nu știu, mi se pare prea frumoasă textura asta. Să-mi ziceți și voi ce părere aveți. Ok, nici nu mi-a bubuit aici tot. Bă, nu vreau să mor. Oh my god, ce stresanți sunt mobii ăștia. Nu, trei creeperi, peste tot sunt creeperi. Ok, lăsați-mă vă rog în pace. Plec. Oh my god. De asta nu e bine să stai în deșert, pentru că e plin de mobi peste tot. Și am văzut și ce sugestii mi-a lăsat. Fiecare are o sugestie diferită când vine vorba de ce ar trebui să fac. Probabil ar trebui să fac ce vreau eu, pentru că oricum părerile voastre sunt foarte diferite din câte am văzut. Unii îmi zic să fac o chestie, alții îmi zic să nu o fac. Pot să dorm. Pot să-mi iau patul și să mă duc să dorm undeva. Te rog. Am nevoie de asta, chiar nu mai suport să fie mobi ăștia pe aici. Și aparent sunt peste tot. Ok, sper să nu bubuie creeperul ăla, nu vreau să distrug tot. Ok, o să mă îndepărtez puțin de locul ăsta. Acolo e un paianjen, îți mobi peste tot, e contaminat locul. Și o să-mi pun patul aici și o să dorm. Chiar dacă vine un paianjen în momentul ăsta spre mine, ok. N-avem nicio problemă cu paianjenii. Bă! Pleacă, mă! Mamă, ce mi-a dat? Aveam impresia că e un diamant. Vă dați seama, probabil multora n-o să le placă textura asta pentru că e foarte diferită, știi? Și foarte mulți oameni în momentul în care schimb ceva, decât să se obișnuiască cu acel ceva, mai bine zic că nu le place. Așa că, nu știu, dacă nu vă place, ați putea să-mi ziceți și de ce. Pentru că, sincer, aș vrea un motiv bun ca să schimb textura asta. Pentru că mie mi se pare mult prea tare. Oh my god. Uite-te cum sunt mobii, frate, nu știu, e prea caterincă textura. E fix pe stilul meu și fix pe gustul meu și arată prea tare. O să punem patul ăsta aici. Oh my god, cred că ar trebui, cel puțin ar fi o idee, să pun niște pereți la căsuța asta mea. O să punem lemn din junglă. E ok, oricum asta e o casă pe care o să o modificăm mai încolo sau o să o schimbăm cu totul. Momentan nu sunt sigur, dar vreau să am totuși o casă decentă. Atâta timp cât încă stau în junglă. Am nevoie de niște oak wood. Cred că e în chest, nu? Ok, aici punem ăsta așa. Folosim din nou jungle wood pentru că avem destul de mult. O să fac căsuța asta de 4 sau 5 blocuri înălțime. Nu vreau să fie nicio casă prea mare. Ceva în genul ăsta. Ca să avem un loc în care să putem fi safe oricând vrem și să putem explora la maxim locul în care ne aflăm. Adică jungla asta și locul ăsta și tot. Nu știu de ce, dar am impresia că aici o să rămână casa și aici o să rămână locul final unde vreau să fac casa pentru că am atâta spațiu și am atâtea lucruri mișto prin jurul meu aici,
încât aș putea să fac atât de multe lucruri. Imaginați-vă și voi, uitați-vă și voi, am mare jungla acolo, am mare deșertul aici, am mare oceanul aici pe care aș putea să fac o grămadă de lucruri. Nu știu, e locul perfect după părerea mea și chiar cred că aici o să rămânem. Momentan nu sunt 100% sigur, dar cel mai probabil aici o să rămânem, pentru că îmi place prea mult locul și pentru că e mișto. Ok, hai să facem asta așa, perfect. Trebuie să ne asigurăm că e totul bine și am văzut că mulți m-ați întrebat dacă mai fac Minecraft cu Alice și n-ar avea sens să fac Minecraft cu Alice având în vedere că facem seria asta deja. Ok, hai să facem o scară aici ca să ne fie mai ușor să urcăm în cazul în care o să cădem iar. Perfect, ceva în genul ăsta, vreau să arate tavanul. Facem și un acoperiș la casa asta. Bă, sincer, nu cred că are nevoie, pentru că oricum o să o modificăm mai încolo, așa că nu o să stăm să facem acoperiș. Perfect, arată totul bine, nu avem topor. Unde e toporul nostru? Avem nevoie de niște torțe aici. Am terminat toate torțele pe care le aveam. Ok, clar trebuie să mergem să minăm puțin, pentru că nu mai am nici măcar căul. O să pun diamantele aici. Ok, iron mai am? Zi-mi te rog că mai am. Am 5 bucăți de iron. Ăsta e tot ironul? Ba nu, am 13 bucăți de iron. Ok, hai că așa mai mergem. Am nevoie și de căul. Am văzut că parcă aveam niște căul pe aici pe lângă casă. Avem nevoie de cât mai mult posibil și uitați-vă ce luminoasă e textura asta. De asta îmi place și foarte mult. E foarte luminoasă, foarte perfectă. E fix ce mi-aș dori de la o textură. Sincer, nu știu. E fix pe gustul meu. Acum vedem dacă o să vă placă și vouă sau nu. Dar cred că o să vă placă. Adică nu cred că aveți de ce să ziceți că e o textură nașpa sau să nu vă placă, pentru că e prea perfectă. Nu știu dacă v-am zis, dar apăsați și un like acestui episod dacă vreți să mai facem și lăsați și un comentariu dacă vreți să apareți în următorul episod în care îmi lăsați o sugestie sau mă întrebați ceva sau puteți să spuneți orice vreți voi în comentariu. O să aleg 2 comentarii în fiecare episod random. O să le citesc pe majoritatea. Sper să nu vă supărați dacă nu vă bag comentariile în clipuri, pentru că n-am cum. Adică e imposibil, știi, să le bag pe toate. Ok, avem și o ușă. Deja începe să arate acasă, care arată bine. Ok, hai să punem torțele aici și hai să ne punem niște torțe în colțuri. Oh my god, trebuie să sparg blocul ăsta. N-am un topor în momentul de față. Trebuie să fac rost de un topor. Ok, hai să facem unul. Avem topor, mai facem un pickaxe. Ok, nu așa. Mai facem un pickaxe. Am văzut că mi zicea cineva în comentarii că am uitat cum se joacă Minecraft. Într-adevăr, am cam uitat, sincer, pentru că n-am jucat câteva luni. Bine, n-am uitat, doar că mi-am ieșit puțin din ritm, știi? Așa că o să trebuiască să-mi intru iar în ritm. Nu cred că o să dureze prea mult să se întâmple asta, deci nu vă faceți griji. Ok, perfect, avem toate blocurile de care avem nevoie. Bă, căsuța noastră arată destul de decent. Hai să mai punem torțe pe aici. Avem nevoie de multe torțe ca să nu mai se spawneze mobi în momentul în care se face seară și hai să ne facem și un pat. N-am chef să explorez pe aici și după aia să se facă noapte și să trebuiască să mă întorc acasă pentru că altfel se umple de mobi peste tot, știi? Ok, acum putem să mergem să explorăm. Avem și armura asta perfectă, avem și uneltele full, avem și textura asta blană, avem tot ce ne trebuie. Nu știu dacă ar fi o idee să mă duc să minez puțin pentru că am rămas cam fără iron și cam fără chestii. Dar înainte de asta am de gând să explorez. Ok, uite acolo e niște iron. Hai să mergem să luăm. Parcă aici era scheletul ăla care m-a omorât mai devreme, nu? Mă rog, în episodul trecut. Am filmat episodul trecut acum câteva ore, știi? De asta zic mai devreme. Ăsta e gold sau e iron? Iron, ok. Ironul arată destul de ciudat. Parcă e gold, sincer. Ăsta e gold, nu? Ok, nu e tot iron. Mamă, de ce arată așa gălbui? Trebuie să ne obișnim cu astea, pentru că la prima vedere nu arată iron, sincer. Mamă, uite ce mișto e cobblestone-ul, frate, și uite ce mișto se unește. Ce bloc e ăsta? E pur și simplu nisip și uitați-vă cum face texture pe cu ăsta să arate nisipul pe cobblestone. Sau e gravel? Oh, e gravel aparent. Ok, greșeala mea, dar arată prea blană, n-aveți ce să ziceți. Uită-te și tu și aici, ce mișto se unesc blocurile între ele. Sunt îndrăgostit sincer de textura asta și puteți să o luați și voi dacă vreți. V-am arătat cum se numește și sper să nu mă întrebați la fiecare episod de acum încolo cum se numește textura. Probabil o să vă las și un link în descriere dacă vreți să vă fie mai ușor să o luați.
Bine, știu că tot o să mă întrebe toată lumea la fiecare episod cum se numește, dar e ok. Poate o să pun la fiecare video, cine știe. O să pun un stropul, fraților, în dreapta, să-mi ziceți dacă vreți să rămânem la locul ăsta ca loc final unde să ne construim casa. Mie mi se pare un loc mișto pentru că are jungla asta blană, are și oceanul ăsta blană. Oricum probabil o să fac prin Nether o grămadă de portale care să ne ducă și în alte locuri. Deci asta nu e o mare problemă. Uite, acolo avem sugarcane. Vreau acum să explorez puțin jungla asta. Am fost și am dormit mai devreme ca să nu se mai spawneze mobi peste tot. Ok. Aici am fost, nu o să mergem acum în mină, vreau să explorez strict jungla, pentru că cine știe ce chestii interesante are și noi nu le-am văzut. Ok, hai să luăm niște copaci. Am nevoie de blocuri cu care să mă cață și cu care să fac o grămadă de lucruri. Mă simt ca în Fortnite acum și am de gând probabil să postez Fortnite în fiecare zi. Pentru că am văzut că vreți și am văzut că vă place și unul dintre jocurile pe care le joc în continuu și v-am zis asta și... O să fac. Ideea e că nu mi-e atât de ușor să câștig un meci, știi? Și aș vrea, dacă tot filmez pentru YouTube, să fiu și super bun și să și câștig, dar mai greu. Așa că probabil nu o să câștigăm fiecare meci pe care îl filmăm. Nu cred că asta contează până la urmă. Contează să fie amuzant episodul, nu? Și să vă placă și să vă uitați la clip. Uite, acolo mai avem un deșert. Aparent zona asta e foarte imensă și aș putea să mă duc să explorez și pe partea aia jungla. Ok, am o barcă la mine, n-am aparent o barcă. Hai să facem una. Ok, ne facem un crafting table. Pentru că s-ar putea să fie temple și acolo, știi? Ok, hai să luăm ăsta. Hai să punem în barca și să mergem pe partea cealaltă. Poate găsim un templu din nou și poate găsim iar diamante. Și hai să urcăm sus de tot. Cât mai sus ca să putem să vedem foarte ușor toată jungla, știi? Să vedem dacă e vreun templu sau nu, să nu ne mai plimbăm ca nebunii peste tot. Oh my god, sper să nu cad aici, ar fi oribil. Dar nu o să cad pentru că am mare grijă și țin shift-ul în continuu. Dacă nu țineți shift-ul apăsat și încercați așa ceva, sunteți nebuni. Bine, dacă nu te miști deloc, e ok, ok. Templu pe aici. Templu. Să-mi ziceți în cazul în care vedeți vreun templu. Văd ceva acolo, dar nu pare a fi un templu, nu? Na, nu cred că e templu ăla, mi se pare mie, ok, nu e. Bă, nu cred că e prin zona asta un templu. Cel puțin nu pare să fie. Așa că mai bine am coborât jos. Cât mai repede. Nu cred că mai avem ce să găsim prin jungla asta, sincer. Mi se pare că am explorat cam tot. Ce-ar fi să ne facem și un acoperiș? Având în vedere că o să stăm aici ceva timp, ar mai trebui să punem niște torțe pe aici. Nu știu, eventual așa. Și aș putea să fac și niște geamuri, știi? Adică am nevoie de puțină lumină naturală în căsuța asta. Cred că o să fac aici un geam. Și după mai facem aici un geam. Un gemuleț, așa să fie. Și cred că mai facem și aici un geam. Îmi place mult să am multe geamuri la casă. E mișto să ai lumină naturală. Perfect. Și o să avem nevoie și de niște cobblestone dacă vrem să-i facem un micuț acoperiș acestei case. Și hai să luăm și niște sand ca să putem să-l prăjim și să facem sticlă. Hai să prăjim repede sand-ul. Pac, pac. Iar acum cred că ar fi o idee să mă duc să iau niște cobblestone. Pentru că avem nevoie, nu de foarte mult, dar nu prea am deloc, știi? Deci trebuie să mergem să minăm puțin. O să minez aici drept înainte. Hai să punem niște glass pe aici. Am putea să facem pain-uri, dar arată bine astea. Chiar arată bine. Bun, bun, bun. Și vreau să fie așa clasice, știi? Să fie glass. Mamă, uite ce mișto e acum. Ok, și am nevoie, dacă mai am pe aici niște cobblestone, aparent nu prea mai am. Și hai să facem niște scări. 40 de scări. E ceva. Ok, și acum facem și niște slaburi. 18 slaburi. Punem astea așa. Oh, nu. Oh, nu! Pleacă torțe nenorocite. Ok, ceva în genul ăsta. Ca să fie acoperișul perfect și ca să ne placă căsuța. Și aici punem... slaburi. Ok,
Ok, mai avem nevoie de cobblestone, frate. Aparent nu e suficient ăsta pe care l-am luat. Și cam ăsta e acoperișul căsuței noastre. E o căsuță mică, foarte mică, unde o să ne adăpostim până o să rezolvăm toate problemele și până o să ne decidem exact unde ne facem casa principală. Eu zic că arată destul de bine. Mă rog, arată super bine, dar destul de bine, știi? Și fraților, o să încheiem aici episodul de azi. Dacă vreți să apară și mâine un nou episod, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, abonați-vă și apăsați pe clopoțel și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!